Cum ai reușit în viață? Cât de greu ți-a fost? Cu de mult ești zbătut? Povestește-ne. Cum ai ajuns aici? N-am reușit încă în viață. Eu nu cred că am ajuns acolo unde vreau să ajung. Am 36 de ani. În decembrie împlinesc 37. Și consider că sunt undeva pe la jumătatea drumului față de ceea ce îmi doresc să obțin de la viață. Asta pentru că am forța de a visa. Am încă aripi. N-am renunțat la copilăria din mine. N-am renunțat la a fi caldă atunci când totul e rece în jurul meu. Se întâmplă să te simți ca într-o junglă în lumea în care trăiești și atunci să fii tentat, tentată să renunți la drumul tău, să-ți spui că nu merită. Dar, uite, chiar aseară revedeam filmul Dă mai departe, nu știu dacă l-ați văzut. Pay it forward. Da, pay it forward. E minunat sentimentul acela pe care l-a resădit în sufletul meu, că poți, ca om, să ajuți alți oameni la rândul tău, cu condiția ca ei să dea mai departe. Nu vrei să-ți dea ție ceva, ci să dea mai departe binele pe care l-au primit. Și dacă și aceia fac la fel, numărul oamenilor care fac, știu eu, cu un singur gest, lumea puțin mai bună, poate să crească exponențial și lumea în care trăim să devină mai bună. Și nu cred că e o naivitate în această idee. Cred că e pur și simplu posibil. Și dacă există atâta posibilitate în a schimba lucrurile mai bine, eu mă agăț de ea. Ce ți-a modelat caracterul? Din păcate, caracterul mi-a fost modelat de un moment greu în viață. Aș fi vrut să fie vorba doar de educație. Le mulțumesc din suflet celor dragi mie, părinților, în primul rând, pentru că mi-au dat libertatea de a alege. Mi-au arătat ce înseamnă lucrurile din jurul meu. M-au lăsat să le încerc și să aleg. Nu mi-am impus drumul pe care să-l urmez. Nu pot spune însă că altceva mai puternic decât o dramă pe care am trăit-o în copilărie m-a influențat. Culmea e că pare cinism, dar până la urmă, dacă n-aș fi trăit acea, să-i spunem, întâmplare, n-aș fi știut multe despre adevărul vieții, despre felul în care durerea îți poate curge prin sânge, prin vene, despre felul în care să știi să te ridici din genunchi atunci când ajungi să stai în genunchi în urma unei dureri și să mergi mai departe. Toate lucrurile astea se învață trăindu-le pe pielea ta. Care a fost primul job sau primele joburi? Cum ai câștigat primii bani? Primii bani am câștigat în televiziune, la TV Iași, ca un reporter care stătea și în ploaie și pe ninsoare cu microfonul și cu colegul aflat în spatele camerei, făcând sondajele acelea pe care le vedeai la știri. Da? Apoi am început să fiu băgată în seamă pentru că eram creativă, pentru că îmi doream din ce în ce mai mult și pentru că îmi căutam un loc ușor al meu. Și așa, adică vroiam să fac ceva ce nu exista în acea televiziune. Și așa a apărut emisiunea Țara lui Piticor, care nu era doar pentru copii, ci era o pastilă și pentru copii și pentru părinți și pentru bunici. Fiecare, la nivelul său de înțelegere, avea ceva de absorbit din acea pastilă. Erau 5 minute la început, apoi s-a transformat pas cu pas totul într-un spectacol de televiziune și așa mi-am dat seama că mă maturizez odată cu ceea ce făceam și am transferat apoi copilăria mea și credința mea că pot face lucruri bune în produse destinate maturii. Cât de mult adevăr crezi că în afirmația norocul ți-l faci cu mâna ta? Pentru mine e 100% adevăr. Există șanse care pot trece pe lângă tine dacă nu te urci în tren la momentul potrivit. Degeaba oprește trenul în gară dacă tu chiar în momentul ăla citești un ziar și nu-l zărești. E o chestiune de alegere și o chestiune de decizie rapidă în anumite momente. N-ai prea multă vreme să zăbovești.
În cazul tău, ce au funcționat? Ce sfaturi ai putea să dai unor oameni care vor să câștige mai mult de la viață? Eu nu îmi permit să dau sfaturi. Nu sunt care au funcționat vârsta, în cazul tău? Determinare. Motivația. Am fost foarte motivată. Pitbull? Mi-am dorit foarte tare să fiu pe picioarele mele, să nu mai pun povara grijilor pe umerii tatălui meu. Deci, în momentul în care am avut primul loc de muncă, din acel moment chiar m-am susținut pe picioarele mele și m-am construit astfel. Sigur că în continuare părinții îți sunt alături, bunicii îți sunt alături, dar într-o altă formă, nu determinantă din punct de vedere financiar. Te ajută din când în când cu ce pot și ei, dar pentru mine a fost foarte important să simt că am și responsabilitate, dar am și putere de decizie asupra lucrurilor din viața mea. Ție îți place să ajuți oamenii sau îți place să îi ajut, să-i învețe să-i ajute singuri? Îmi place să-i ajut. În timp am învățat că ajutorul care nu e oferit așa cum trebuie, poate fi chiar un lucru rău, în sensul că acționam pe baza sentimentelor care mă făceau să vibrez la anumită cauză sau anumită durere din viața unui om și în loc să îl sprijineam punctual și în loc să îl ajut pe termen lung, eu îi arătam că se poate și așa, să aștepte să-i pice de undeva din cer ajutorul de azi, ajutorul de mâine, ajutorul de poimâine. Ori în timp am învățat că nu e bine așa, că e ca un bănuț aruncat într-un sac fără fund și ce e important să faci e să construiești, să clădești ceva care să rămână în urma ta și care să ajute pe termen lung. Un sistem care să meargă și când tu nu vei mai fi. De ce nu? Și așa am înființat după nașterea fiicei mele ca un mulțumesc pentru că Dumnezeu a fost cu mâna pe umărul meu și mi-a dăruit această minune. Fundația mea, Fundația Prețuiește Viața, care derulează diverse proiecte, dar proiectul meu de suflet în momentul ăsta este Școala Mamelor, e dedicat mămicii. Care este sloganul tău favorit sau care este motto-ul tău personal? Ai așa ceva? Nu există, nu se poate. Sunt cunoscută printre cei care au lucrat cu mine de-a lungul timpului. Îi stresam cu vorba asta și de câte ori veneau și îmi spuneau că asta nu se poate. Le spuneam, nu există, nu se poate, n-ai visat destul de mult. Vino cu 3 propuneri de rezolvare a problemei și după ce le-ai explorat pe toate 3 și le-ai dus până la capăt și răspunsul a fost că tot nu se poate, atunci poate ești printre puținele excepții din viața asta în care lucrurile sunt de nerezolvat. Ai o carte favorită? Am mai multe cărți favorite, sigur că da. Care? Dacă e să vă vorbesc despre ceva care chiar m-a făcut să-mi schimb optica, atunci cartea este Furia sau mai există Karma și Reîncarnarea, fără să fiu exagerată în a crede în, nu știu, în viață dincolo de moarte, totuși am o logică în această privință și un mod de a comunica dincolo de ceea ce se întâmplă aici printre noi și chiar cred că se poate mai mult. Chiar cred că voi trăi veșnic, într-un alt fel. Și un cuvânt de încheiere pentru cei care se uită la acest filmuleț, ceva care să inspire, un șut în fund, un call to action. Un simplu îndemn să-și prețuiască viața. E, de fapt, vorba sub umbrela căreia derulez fiecare inițiativă benefică din activitatea mea sau din viața mea. Prețuiește viața, pentru că ea merită a fi înzestrată și depinde doar de noi să o facem. Andreea, mulțumim mult de tot! Și eu vă mulțumesc!